Bine, arăți emoții, da. Ce emoții, mă, copii? Da, ce faci de gând? Îi supăra, că zici că zici foc. Îi supăra, să rog, îmi doresc multe sănătate. Vrei cu respect să vă dea pentru sănătate. Mai bine, bucurie și împlinire. Și să fie... Da. Ce ați venit aici? Cred că am fost când am fost la Soveja, era foarte cald, am transpirat și am avut cam așa udă. Am stat puțin în pădure și cred că am făcut o congestie musculară. Și am venit la spital, frumos, ne-am băgat în venă niște antiinflamatoare, niște piracetam și niște vitamine și acum mergem înapoi la Război. V-ați mai simțit rău la dimineața, seara sau... Nu, e... Aveam o stare generală proastă sub aspectul faptului că congestia musculară dădea starea aia de moleșeală pe care o are fiecare atunci când are o problemă cu răceala. Dar sunt bine cu plămânii, cu analizele, sunt în regulă. S-a prescris un tratament? Nu. Nu. Absolut deloc. Dacă vreți vă dau și radiografiile. Ce veți face? O să merg la Comuna Tulnici. Vă doresc o zi minunată. La revedere. Sănătate. La revedere. La revedere. La ce oră ați venit? La 4, la cât? Da, a fost, a trebuit să stau... Cam o oră așa, nu? Da, o oră și jumătate. Domnilor, la revedere. La revedere.